S-a terminat și greva. Tot ce e bun se termină repede în România. S-a terminat și guvernarea Ciucă, ne așteaptă guvernarea Ciolacu. Deci, tot pe acolo suntem. Bună dimineața și bine v-am găsit la cafeaua de după. Salută și tu, Vlad. Bună dimineața! Ce voce, parcă fi absolvent, bucuros că intri în BAC, domnule. Da. A? Alte vremuri. Alte vremuri. Alte vremuri. Dar au luat bani de pe unde au putut ca să mărească un pic salariile la profesori. S-a căutat și Iohannis prin Palton și a luat ultima chirie de la cele 660 de case și a dat așa. Doamna Carmen Iohannis a refuzat rochile mai lungi și le-a scurtat ea să bage mai puțin material, să rămână bani profesorilor și de ce nu. Domnul primar de la Cluj-Boc a luat coasa și s-a dus, pe principiu bateți coasa, că nu ne trebuie metrou, s-a dus la coasă cu mânuțele lui două. Cam cât mănâncă o gâscă în trei zile, a cosit el dintr-un foc. Asta e. Bineînțeles că acum dacă elevii au două note, li se încheie media. Dacă au note la română și la limba străină, acelea vor fi notele la aptitudini. Practic atât doar nu vor face profesorii cât să deschidă geamul și să zice bă, mai vrea careva să intre în BAC, să ia de pe stradă cetățeni să meargă la BAC, nu? Asta e situațiunea. Faci o grevă, aștepți greva și după aia pac. Când te gândești că în China un milionar se pregătește să dea bacul pentru a 27-a oară. Băi, Vlade, mă, un milionar chinez. Trebuie să vină în România, că făceam o diplomă de banii aia. În România, vai de mine, dădea niște bani și avea și doctoratul luat. Și mai dădea alți bani și era în guvern. Am și avut... după aia mai lua ceva bani. Și după aia mai lua ceva bani și făcea și autostrada. Că de, e elev de-al nostru. Am avut și noi vreo 4 zile un rege, un om politic adevărat, dar s-a întors Charles la Camila, că nu l-a mai lăsat. 4 zile a fost aici, mă, cum e românul. Deci îți vine dita mea regele Charles în vizită, prima lui vizită ca și cap încoronat. Și ce i-au dat românii cadouri? Pălincă, țuică, vinars, tărie, cazan. Regele Ciobă i-a dat cazan. Și vecinii din Viscri au zis, livada bubuie, o să aveți la prunie de nu-i adevărat. Bă, în loc să-i facă nu știu ce cadou, o pereche de mânuși de lână, șosete de lână, că nu mai trăiește mă asta să-i facă. E frig în palatile alea. Atâta știm să dăm, pălincă. Noi considerăm în continuare că pălinca e pașaport diplomatic, dar unul nu ți-ar da o cafea, apropo. Pe buy me a coffee, pe cum să ești nici cu bendea. Nema cafea, nici cafea, știu că ați fost stresați acum. Doriți și voi să vedeți stabilitatea politică, dar nu uitați, buymeacoffee.com/nicubendea. Că și Gheorghe Turda, la 75 de ani, a zis, nu mai vreau să mă îndrăgostesc. Ei, neaghiță Turda, ce te uiți la gacii mei, la. O mai hi ceva în ei, la. Păi neaghiță Turda, cum facem? Uite, De Niro, sau cum zice soacră mea, Dinero, la 79 de ani se pregătește să devină tată. Pacino, la 83 de ani, să devină tată. Noi ce facem? Neaghiță Turda. Pacino și De Niro se pregătesc să fie... Curios că pambii copii, curios că pambii copii o să-i cheme Borcea. O să fie al Borcea, de Borcea, nu? Băi, frumos. Adică și fiica lui Adrian Minune a născut. Fiica lui Adrian Minune a născut o fetiță. De Minune. De Minune, al Minune, de Minune, are 10 zile, deja e mai înaltă ca bunicul său. De... Băi, ce invers. Da. Iar Bianca Drăgușanu Bianca Drăgușanu a fost văzută relativ recent ieșind din JISC, titrau ziarele. Bianca Drăgușanu iese din magazinul săracilor. Păi normal că la Ikea merge ca să se reasambleze ea. A mers la JISC și a luat 6 perne. Bun, e un semn bun în treaba asta, cu saltea o mai ține. La saltea, saltea încă e bună. Trenurile verii pornesc de astăzi, pornesc din orice colț de țară, numai din Cluj, nu că noi avem metrou. Către litoralul românesc. Pornesc de azi trenurile verii. Nu se spune când o să ajungă pe litoral. La vară. La vară și la mult. Viitoare. Da. Dacă primim și noi o cafea pe buymeacoffee.com/nicubendea, poate și trenurile merg mai repede. Le motivează așa ceva. O zi bună, tot ce vă doriți și nu uitați. Subscribe, share, like, dacă v-a plăcut acest video. Dacă nu v-a plăcut, e din cauza lui Vlad. De ce? Ia. Bine.